Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Sunt Vlad Madan și în următoarele minute vă invit să vizionați emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre reforma spitalelor. Vom încerca împreună cu invitații mei să vedem în ce măsură este nevoie de această reformă în Republica Moldova și care sunt așteptările de la ea. Invitații emisiei de astăzi sunt următorii în ordinea în care sunt așezați. Este vorba de Alexandru Cojocaru, directorul Spitalului Raional Căușeni Ana și Alexandru. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Domnul Mihai Ciocanu, directorul Institutului de Medicină Urgentă. Bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre! Rodica Scutelnic, secretar de stat Ministerul Sănătății. Bine ați venit! Și Dinari Cojocaru, consilier PSRM în CMC. Bună seara și bine ați venit, domnule Dinari! Bună seara! Doamna Scutelnic, cu dumneavoastră vreau să încep. Spuneți-ne, vă rog, atunci când vorbim despre reforma spitalelor, în ce măsură era nevoie de a desfășura o asemenea reformă în Republica Moldova și ce nu merge bine acum? Vă rog. În sistemul de sănătate al Republicii Moldova există mai multe probleme care pot fi depășite la moment doar prin modernizarea sectorului spitalicesc. Avem spitale cu un nivel redus de spitalizare. Deci, fapt, ceea ce ne denotă și ne vorbește despre faptul că resursele financiare sunt utilizate ineficient. Deci sunt utilizate pentru condiții hoteliere și nu întotdeauna pentru asigurarea tratamentelor. Serviciile prestate sunt sub nivel de calitate. De fapt, sunt prestate servicii, accentul este pus pe serviciile acute, totodată avem o mare necesitate a serviciilor cronice. Din păcate, ele nu sunt dezvoltate în Republica Moldova. Ceea ce ne arată, studiile recente au arătat că circa 20% din pacienții care sunt spitalizați sunt spitalizări neargumentate. Totodată, un studiu efectuat în domeniul serviciilor de reabilitare ne demonstrează că din 17.000 de pacienți care necesită, doar 8.000 beneficiază, ceea ce ne arată că circa 9 nu au acces la servicii de reabilitare, care de fapt constituie servicii cronice, ceea ce de fapt și ne-am propus, unul din obiective ale acestei reforme, de fapt, ce este dezvoltarea serviciilor cronice, care constituie serviciile de reabilitare, serviciile de geriatrie și îngrijirile paliative. Pe parcursul ultimelor ani, desigur, au fost atinse niște progrese când vorbim despre durata medie de spitalizare, care, da, desigur, la și la moment, dar este una din probleme, este excesivă. Deci, da, ea a fost redusă de la 9 zile în 2014 până la 8,2 în 2015, se înregistrează progrese. Totodată, dacă ne uităm la țările care ne înconjoară din vecinătatea noastră, deci noi vedem, avem Slovenia care este 6,9, Bulgaria 5,4, deci avem rezerve extraordinare în prestarea acestor servicii. Ce înseamnă, deci, prestarea servicii cu o durată medie de spitalizare excesivă? Deci, pe de o parte, noi avem utilizarea ineficientă a resurselor sistemului de sănătate, pe de altă parte, noi avem, nu aș putea să spun, beneficiul pacientului, care aflându-se în instituție medicală pe o durată exagerată, deci există probabilitatea mai mare de a dezvolta infecții nozocomiale și respectiva necesită tratamente suplimentare și din nou să utilizăm deja resursele sistemului de sănătate pentru tratarea infecțiilor achiziționate de fapt deja pe parcursul aflării în instituțiile medicale. Domnule Ciocanu, atunci când vorbim despre reforma spitalelor, această idee este alimentată de managementul defectuos al unor manageri din aceste spitale? Cum trebuie privită problema? Pe departe nu. Da, vă rog. Deci, această reformă este condiționată de nevoie de îmbunătățire a calității serviciilor medicale. Pe de o parte, iar pe de altă parte, noi încă suntem restanți la indicatorul de bază a sănătății populației, speranța de viață. Am vorbit astăzi într-o ședință și mai vorbesc și aici că o treime din decesele pe care noi le avem în Republica Moldova, din 40.000 de decese, o treime sunt decese evitabile. Ce înseamnă lucrul ăsta? Asta înseamnă că dacă noi am fi avut tehnologii medicale amplasate în toate teritoriile țării, nu doar numai în Chișinău, în Bălți, în Sud, în Găgăuzia și așa mai departe. Dacă noi am fi avut aceste tehnologii medicale în aceste spitale, o treime din decese ar fi putut fi evitate. Deci, iată, acest lucru impune, de fapt, reformarea sectorului spitalicesc.
și crearea acestor spitale regionale, unde ar fi posibil de concentrat aceste tehnologii medicale, ca pacientul cu infarct miocardic, de exemplu, din Briceni, să aibă șanse la viață. Să-i se acorde, de exemplu, în Iedineț, să-i se acorde o stentare a vaselor coronariene, adică un tratament invaziv al infarctului miocardic acut, și acest pacient să fie salvat. Sau un bălț, de exemplu, să fie acest serviciu. Iată despre ce vorbim noi. Acum, toate spitalele sunt egale din țară. Cu excepție, poate, două, trei spitale din Chișinău, care sunt terțiare, le socotim noi, și au tehnologii bune. Iar în rest, celelalte spitale, în afară de rentgen, nimic nu au. Absolut nimic au. Rentgen și ultrasonografie. Mai mult nimic nu au. Nu au tomografie computerizată. Un aspect foarte important în diagnosticarea a unui sfert de maladii care duce la deces. Se are în vedere accidentele vasculare cerebrale. Fără tomografie computerizată nu poți pune diagnosticul corect, fiindcă nu știi, este ischemic acest AVC sau este hemoragic. Tactica de tratament în aceste două accidente vasculare cerebrale este total diferită. Domnule Ciocan, dar există premise reale să credem că aceste spitale care vor rămâne vor fi dotate așa cum scrie cartea? Păi, între asta și constă reforma, ea nu se va face mâine. Reforma se va face de 7 ani, așa a fost. O durată anunțat. De 7 ani de zile. În acest timp, da? Noi vom face concentrarea acestor servicii în spitalele regionale. Evident că ele vor avea o finanțare mai bună, iar spitalele raionale sau spitalele locale se vor reprofila doar numai. Niciun spital nu va fi închis. Ele doar numai își vor reprofila activitățile. Dar există niște criterii transparente care spitale vor fi beneficiate absolut, de acestea? Absolut. Da? Deci numărul de intervenții, numărul de servicii care se acordă în aceste spitale va fi criteriul de bază în, da. În atribuirea unui statut a acestui spital. Spre exemplu, eu le spun la toată lumea, eu nu aș vrea să mă operez la un doctor, chirurg, care face o intervenție chirurgicală pe săptămână. Eu nu vreau să mă operez acolo. Eu aș vrea să mă operez la un chirurg care face cel puțin 10-15 operații pe săptămână. Da. Iată despre ce este. Domnul Cojocaru, dumneavoastră sunteți cel care aveți o altă realitate acolo, un teritoriu. Cum este văzută această reformă a spitalelor la Căușeni? Pornind de la faptul ceea ce spunea ceva mai devreme și domnul Ciocanu, raportat la numărul de intervenții chirurgicale și la condiții până la urmă. Vă rog. Într-adevăr, problema este și vreau să spun că e nou apărut astăzi. Noi cunoaștem foarte bine conceptul reformelor spitalelor și vreau să spun că în principiu, la noi reformele sunt început odată cu implementarea asigurărilor obligatorii în sănătate. Un lucru care este extraordinar pentru țara noastră și eu socot că noi suntem printre țările foste din Uniunea Sovietică care au avut numai de câștigat. La noi s-au petrecut foarte multe reforme în serviciul de urgență, medicina primară, în serviciul diagnostic. Acum noi suntem într-așa o realitate că, într-adevăr, cum a spus și domnul Ciocanu, noi trebuie să alegem ce facem mai departe. Noi avem 11 spitale raionale unde numărul de nașteri este mai puțin de 500 pe an. În spitalul nostru se înregistrează ultimii ani în jur la 800 de nașteri. Într-adevăr, dacă un medic are o calitate, el este respectat de pacient, activează zi de zi, are o practică oricare, desigur și instruire, el atunci are rezultate bune și pacientul se adresează. Pacientul la noi în țară are poate liber să alege nivelul spitalului, practic ceea ce este scris în lege. Dacă să vorbim mai concret de spitalul nostru, noi suntem planificați ca 11-lea spital regional împreună cu spitalul din Ștefan Vodă. Vreau să vă spun că primii pași noi de acum am vorbit și îl implementăm cu șeful spitalului din Ștefan Vodă, domnul Vasile Plămădeală, chiar referitor la redicționarea nașterilor care noi le primim. Deci,
În principiu, regionalizarea serviciului perinatal a fost primul care la noi s-a efectuat și cu un succes destul de mare. Deci noi nu suntem acum într-o situație, cum se spune, ca nimerit din cer pe pământ. Noi avem o experiență, avem o experiență care am văzut-o în diferite țări, atât prin posibilitățile mass media, cât și posibilitățile deplasării peste hotare. Și aici se referă la o problemă care e foarte importantă, deci toată lumea trebuie să știe și eu confirm că n-a să fie redusă personalul, n-a să fie închisă spitalul. Și poate întrebarea mea, tocmai mi-ați luat. Da, și vreau să spun mai mult. Deci noi, ca spital regional, am să avem un grad mai mare de responsabilitate ceea ce se referă la serviciile acute. Deci, maternitatea, ginecologie, chirurgie cu profilurile, oftalmologie, urologie, orelie, și ortopedie și, desigur, boli infecțioase și secție de copii. Și ei se referă la spitalele locale, la dânsi, în primul rând, a fi amplasat pacienții pentru îngrijiri cronice, care, cum a spus și doamna secretar de stat, este un lucru foarte important, fiindcă noi trebuie, prima etapă, tratăm pacientul acut în spital, apoi el are nevoie de un tratament atât la domiciliu, cât și de către medicul de familie, dar dacă se rupe nivelul de acordare asistenței medicale, câteodată rezultatul poate să ducă la ceea că pacientul din nou să aibă nevoie de îngrijiri acute în spital. De ce se referă la reabilitare, îngrijiri paliative, geriatrie, sunt niște lucruri care noi suntem obligați să limităm cât mai urgent, fiindcă dumneavoastră cunoașteți ce se referă și la îngrijirea paliativă a pacienților. Asta este o problemă foarte mare pentru noi, este o problemă pentru familie, este o problemă pentru societate și scopul nostru care este? Că noi să putem să aducem pacientului, persoane care se află, cum se spune, într-o situație incurabilă, ca ultima perioadă de viață el să le ducă într-un mod cât de cât decent. Adică, fără durere. Fără durere, adică durerea este pusă pe primul plan. Domnule Cujocar, spuneți-mi, vă rog, atunci când vorbim despre reforma spitalelor, pe fiecare telespectator probabil îl interesează cel puțin un aspect. În ce măsură va avea acces la serviciile medicale? Deci am auzit astăzi în sală că fiecare pacient are dreptul de a-și alege conform Constituției în ce instituții să duc să lecuiască. Dar este nu mai mult decât o vorbă, deoarece dacă un pacient la ziua de azi încearcă să se duc să interneze într-o instituție, oarecare, în primul rând, pe el îl permite după locul de trai să începe o goană după o mulțime de hârtii și până în final pacientul nu este bucuros de ceea ce s-a pornit. Una la mână. Doi, referitor la reformele pe care le propune la moment Ministerul Sănătății, după cum știm, în Republica Moldova, sunt la moment diferite tipuri de instituții, dar la număr sunt 71. După reforma pe care o propune Ministerul Sănătății, dumnealor propun ca să rămâi până în final, dacă eu nu mă știu, 19 instituții. De ce nu s-au deschis niște paranteze? Dintre care 4 sunt private. Da? Și pot să vă le spun care. Sunt Tiramed, Novamed, Medpark și din Bălți, Incomed. Este sunt cifre. Da, o să vedem și punctul de vedere a domnului Putelnic. Vă rog, să acum spun întrebarea. Da. Dacă noi considerăm că instituțiile trebuiesc reorganizate, oare este necesar ca noi să le închidem și să construim altele noi? Noi avem resurse financiare pentru aceasta? Dacă noi spunem că modul de asigurare medicală pe care îl avem la moment în Republica Moldova este atât de eficient, de ce, după cum s-a spus domnul director, noi nu avem la periferie o tomografie, care în toată lumea este o investigație de rutină, asta la noi este pusă ca investigație costisitoare. Și tot lumea este de rutină. Dar vă spun de ce. Deoarece Compania Națională de Asigurări, și iarăși am să mă repet cum a spus doamna Scutelnic, că la moment paturile în instituțiile medicale nu sunt utilizate rațional. Ele nici nu pot fi utilizate rațional. Deoarece fiecare secție, în fiecare instituție are cvotă. Să nu pui mai mult de atâta număr fiecare secție pe an. Dar cvotele le pune CNAM. Și eu încerc vicios. Cum o instituție poate fi profitabilă atunci când CNAM-ul nu-i permite de a pune mai multe cazuri? Caz real. Spitalul numărul 3, care l-avem în municipiul Chișinău. Da. M-am întâlnit în urmă la niște petiții și deja cu niște probleme m-am intrat în esență.
Deci, anul trecut ei au operat circa 3.000 de cazuri pentru cataractă de ochi. Anul acesta cvota le s-a pus 700. Două zile în urmă, ei, lor le rămăseseră încă 30 de cazuri de a le opera. Cred că în două zile, poate 20 ceva le-au rămas. Acum îmi spun întrebarea, cum o instituție care are deja utilaj, are tot, ar putea să aducă un profit, deoarece toate instituțiile sunt la autogestiune, respectiv banii pe care îi câștigă, ulterior ei pot utiliza pentru reparația, nepunând povară pe minister. Actualmente, Cercul e vicios, Compania Națională de Asigurări, de parcă în mod programat și cu cineva discutat, la fiecare pune cuvot, automat instituția nu are finanțare. Domnul Scutelnic, vă rog, și după aceea domnul Cojocaru chiar vrea ceva să completeze. Vă rog, au fost făcute câteva afirmații interesante. Da, deci mie îmi pare rău, dar probabil ați fost dezinformat. Eu v-aș sugera să priviți, a fost astăzi ședința Colegiului Ministerului Sănătății și este la privesc eu. Deci dacă dumneavoastră ați fost atenți, eu aș dori să vă menționez încă o dată. Deci 19 spitale despre care vorbim, noi vorbim despre 11 spitale regionale, care vor avea drept filiale în componența sa, deci spitale locale. Vorbim despre un spital universitar, 4 spitale centrale, deci dacă doriți eu le dau și denumirea, deci spitalul central mamă, deci mamă și copil, spitalul central polivalent, vorbim despre spitalul central medicină de urgență. Așa, 3 spitale specializate, vorbim despre spitalul de psihiatrie și narcologie și spitalul de ftiziopulmonologie, plus un spital specializat, vorbim despre îngrijiri de lungă durată. Deci, în sumă, avem 19 instituții. Ceea ce ați auzit dumneavoastră, probabil vă referiți că a fost menționat că în caz în care vorbim despre servicii medicale care nu sunt apte și nu este posibil să fie prestate de instituțiile publice, deci aceste servicii vor fi contractate de la instituțiile private. Dacă dumneavoastră o să deschideți conceptul, o să fie clar spus că de la instituțiile private vor fi contractat conform sistemului de referire aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății. Deci dacă vorbim despre o distribuire regională, deci nemijlocit pe principiul geografic, bazat pe principiul geografic, deci la aceasta ne referim și de ce au fost nominalizate instituțiile. Este simplu, fiindcă sunt în apropiere geografică, reieșind din regiunile care au fost menționate. Referitor, dacă îmi permiteți, la tomografie, deci cu toții cunoaștem, pentru asigurarea eficientă a unui sistem este nevoie de o încărcătură minimă. Deci cum de servicii, deci așa și pentru medici, o încărcătură minimă, ceea ce a vorbit domn profesor, de pentru medicul pentru a-și păstra abilitățile, deci el trebuie să aibă o încărcătură minimă de intervenții chirurgicale sau de servicii prestate. Similar și tomograful. Deci ca el să acționeze eficient, ca să funcționeze eficient, el trebuie să presteze așa număr de servicii pe zi. Deci, de fapt, pe aceasta și-a fost bazat conceptul nostru și ne-a mijlocit regionalizarea când am vorbit o arie de deservire și anume în dependență de 100.000 de populații, 300.000 de populații și 300.000 de populații până la 1.000.000 de populații care va asigura încărcătura necesară pentru dispozitivele medicale și pentru specialiști. Doamna Cielnic, astăzi a fost o declarație a doamnei Vlah care zicea că în regiunea Găgăuzia nu va fi închisă nicio o instituție medicală și până la urmă dânsa se arată foarte rezervată. Ministerul Sănătății din start a spus că nu intenționează să închidă nicio instituție medicală în Republică. Deci noi vorbim despre reprofilarea și începerea... Această reformă va avea loc și în Găgăuzia? Desigur, în autonomie? Desigur. Deci noi vorbim ca în sfârșit să facem un sistem centrat pe pacienți. Să auzim de care servicii de fapt are nevoie pacientul și în sfârșit să începem să prestăm serviciile de care are nevoie pacientul, după cum și domnul director Cojocaru a menționat, serviciile cronice care ne-au mijlocit pacienții care mor la domiciliu sau familiile care au grijă de pacienții care au nevoie de îngrijiri paliative. Deci dacă îmi permiteți încă să fac doar o mențiune, că instituția nu are profit, este de fapt și normal, fiindcă dumneavoastră, după cum cunoașteți, instituțiile medicale în cadrul asigurărilor sunt de fapt instituții non-profit. Deci ele nu pot să aibă profit. Dacă vorbim despre cuotă, nu. Vorbim probabil de contract, dar este o noțiune absolut normală când vorbim despre contractare și despre funcționarea instituțiilor medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală. Mai mult ca atât, eu vreau să vă spun, deci niciuna din instituțiile medicale nu au primit în finanțare anul 2017 sume mai mici decât au avut în 2016. Și prin urmare, Ministerul Sănătății, abordând problema listelor de așteptare nemijlocit pentru cataractă și pentru endoprotezare, deci
nu este posibil numărul pentru aceste două patologii să fie comparativ, deci mai mic decât a fost anul precedent. Păi v-am dat un exemplu cu cifre concret confirmate de două zile în urmă, când anul trecut au avut circa 3.000 de intervenții, pe anul acesta a fost contractat 700. Așa. Și dacă dumneavoastră doriți, noi ridicăm contractul și le comparăm. Eu încă îl fac public după toate aceste. Ne-am înțeles. Da, domnule director Cojocaru, spuneți-mi, vă rog, se discuta ceva mai devreme la capitolul limită de paturi, intervenții chirurgicale, vă rog, care este starea de lucru? Dacă se poate, eu te încerc și eu să dau lămurire la două întrebări. Da. Prima întrebare asta, dispozitivele costisitoare care se dezbate întrebarea, da, poate fi ele amplasate în fiecare spital rănal? Poziția mea că nu poate fi, din mai mult considerente. În primul rând, ele sunt utilaje care trebuie să funcționeze 24 de ore. A doilea lucru care noi uităm să-l spunem, lipsa specialiștilor pregătiți în domenii. Și a treilea, desigur că numărul de pacienți, el trebuie totuși să fie selectat și indicațiile să fie foarte clar pusă. Dar nu problema putem, salariului nu putem, este, domnul director, mă scuzați. Eu continuu să explic salariul. Deci, să zicem un tomograf, normal trebuie să aibă 20-30 și cel puțin de examinare pe zi. Și asta se întâmplă la noi când goana după numărul de pacienți a să fie indicate tomografiile atunci când se poate făcut o radiografie simplă, care și costurile și întreținerea sunt mult mai mici. Și aici se referă la salarii. Salariile la specialiști respectiv trebuie să le dea un salariu decent, fiindcă ei foarte mulți pleacă atât peste hotare, cât și în structurile private. Am vedere de medici imagiști, în primul rând, ultrasonografiști, medici care se ocupă cu examinarea endoscopică. Și aici se referă la cotă, stimate domnul consilier. Da. Vreau să spun că, după părerea mea, eu lucrez ca director de spital de tare mulți ani și sunt implicat în problema asigurărilor medicale de la început. Da, într-adevăr, poate în primii ani cineva să cotecă e mult mai puțin, dar eu vă asigur că cotele se iau reieșând din numărul de populație, numărul de morbiditate în teritoriu, numărul de datele statistice care noi le avem în ultimii ani. De pildă, contractarea care noi avem cu compania de asigurări este una cât de cât echilibrată. Mai mult ca atât, eu vreau să vă spun, ca față de toți care ne ascultă, că noi am contractat anul curent și suntem foarte bucuroși, în sfârșit ne-au contractat operații la cataractă. Deci noi avem specialist foarte bun, avem utilaj microscop oftalmologic chirurgical. Ștefan Vodă Căușeni, el face undeva până la 150 de operații pe an. Deci, în primul rând, noi cu asta noi mergem la întâmpinarea pacientului, fiindcă pacienții care fac cataractă sunt niște pacienți care se deplasează destul de complicat, care necesită o îngrijire suplimentară din partea rudelor. Medicul lucrează și eu sunt foarte mulțumit, fiindcă dat să recunoaștem că toate serviciile costisitoare până acum toate erau amplasate în Chișinău. Și asta e foarte bine, că la Căușeni mâine pe mâine tare multe spitale rănale să facă operații vendoprotezare. Tot e foarte bine. Sigur că și aici nu trebuie să o luăm, cum spune, dintr-o parte în altă pretare, fiindcă e operații foarte complicată și trebuie să fie persoanele instruite. Și aici se referă la numărul de operații. Tot întrebarea e foarte bună. Da. În spitalul nostru avem 225 de paturi, din care 45 de paturi sunt pentru îngrijiri cronice. Deci noi avem secții de chirurgie și ortopedie aparte, în care mediu se fac până la 2500 de operații pe an. E un număr destul de mare pentru noi și activitatea chirurgicală pentru noi este una care se apreciază ca una înaltă. Numărul de nașteri v-am spus. Noi suntem centru perinatal de nivelul 2. Eu nu văd o problemă. Ștefan Vodă s-a luat la 30 de kilometri de la noi. Dacă medicii care ați dorea să lucreze la noi în Căușeni, ori în altă parte, 30 de kilometri să facă naveta. E lucru absolut normal. Drumul este într-o stare perfectă acum. Și mai departe, localitatea de la Căușeni, în Ștefan Vodă și din raionul nostru, nu este mai mult de 60 de kilometri. Doar dumneavoastră știți că noi avem două criterii. Unu, pacientul trebuie să ne mirească maximum într-o oră, ori distanța să fie 70 de kilometri. Deci noi ne încadrăm în lucrurile acestea. Mai mult ca să spun așa o frază,
tot timpul toate reformele sunt întâmpinate cu diferite obiecții. Și în primul rând merge vorba despre rezistență, atât din partea autorităților locale, atât din partea la o parte de categorie de medici, din partea la unii veterani. Eu de pildă am cu totul altă atitudine dacă să ajungem și la spitale departamentale. Da. Deci eu mă gândesc că noi acum trebuie să luăm o decizie și poate și cu susținerea politicilor, ca noi să facem lucruri, să nu stagnăm în câțiva ani. Asta ar însemna că un cetățean din Ștefan Vodă ar putea fi internat în spitalul din Căușeni? Vor avea toate mecanismele la dispoziție? Noi mai mult, noi mai mult ca asta. Eu vă asigur că față de toți care mă aud, noi suntem, imediat cum a să fie pronunțat fondator Ministerul Sănătății și toate problemele minime să fie clarificate, noi suntem gata să oferim chirurgie, obstetrică, ginecologie și ortopedie în spitalul nostru pentru ambele raioane. Domnule Ciocanu, spuneți-mi, vă rog, spitalul de urgență va fi instituit în baza Institutului de Medicină Urgentă, Spitalul Clinic de Ortopedie și Traumatologie și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Stomaciorbă. Cineva se întreba chiar astăzi pe rețelele de socializare cât de compatibile sunt ele? Sunt perfect compatibile în toată lumea. Da. Bolile infecțioase acute, nu cronice, acute, sunt urgențe medicale. Și ele se tratează în spitale de urgență. Evident, trebuie de făcut niște condiții, sau un bloc separat, sau o încăpere separată care este separată de alte încăperi prin diverse sisteme tehnice, dar nu e nimic incompatibil. Al doilea, spitalul de traumatologie. Deci, ca să cunoașteți, spitalul de traumatologie în prezent constituie doar numai 20% din ceea ce noi acordăm asistență medicală în traumatologie, institutul nostru. Nu este o problemă ca noi să unim aceste eforturi, ca acești medici să treacă în cadrul Institutului de Medicină Urgentă și să lucreze absolut cu aceeași patologie care a lucrat anterior. Doar numai că în condiții bune. În condiții unde ai la îndemână săli de operații performante, unde ai la îndemână tomografie computerizată, rezonanță magnetică, angiografie, ci nu este puțin, adică poți face niște investigații deja. Domnule Ciocanu, ei vor rămânea să lucreze în sediile, să zic, vechi ale acestor instituții? Spitalul de traumatologie nu. Da. Ei trebuie să treacă aici, încă vă spunem că avem condiții și avem renovate încăperi. Blocul numărul 4 a fost dat în exploatare recent. Avem încăperi noi, cu paturi noi, cu tot nou. Tomaciorbă, spitalul de infecțioase. Tomaciorbă, evident că noi trebuie să facem niște renovări. De asta și se dă acest timp de 7 ani de zile. Deci vom studia această problemă, vom vedea cum noi ne putem integra și vom face condiții pentru ca să putem prelua și aceste urgențe medicale. Iar ceea ce ține de patologia cronică infecțioasă, cum sunt hepatitele virale, la ei trebuie, în spitalele regionale trebuie să se trateze. Nu la noi aici în Chișinău. Ea nu reprezintă o urgență. Și acolo vor fi create condiții normale de activitate pentru că acești pacienți să primească un tratament antiretroviral bine pus la punct și să trateze foarte eficient. Domnule Ciocanu, urmează ca în fiecare dintre aceste unități să fie create, nu știu, primiri urgente? Poate unitățile de primiri urgente vor fi create la toate nivelele, și la nivel de spital local, și la nivel de spital regional, și la nivel de spital central. Da. Vreau să vă spun că unitățile de primiri urgente din cadrul spitalelor regionale vor fi responsabile de transferul de pacienți din spitalele locale în spitalele regionale sau din spitalele locale în spitalele terțiare sau centrale, fiindcă ei vor avea acolo unități de transport bine amenajate de tip C, care vor permite transferul în siguranță a pacientului din orice localitate din țară către un spital care are capacități să preia acest pacient și să-l trateze.
Domnilor, invitați, luăm o mică pauză, după aceea revenim în studioul la discuție. Акцент.мд – это последние новости и прямые трансляции самых важных событий из жизни страны. Это аналитические передачи онлайн с интересными гостями. Это авторские проекты, в которых каждый найдет для себя что-то новое. Акцент.мд или а-тв.мд. Следите за нами на Фейсбуке и в Твиттере. Stimați telespectatori, am revenit în studioul la discuție. În cadrul emisiunii de astăzi, Reflector Analitic, discutăm despre reforma spitalelor. Doamna Scutelnic, vroiam să discutăm un pic despre numărul de spitale. Colegii noștri din presă au tot titrat că în prezent Republica Moldova funcționează 71 de spitale publice. Raportat la teritoriul Republicii Moldova, apare întrebarea aceasta firească, este mult sau puțin? 71 de spitale pentru numărul de populație real existent astăzi în Republica Moldova, raportat la numărul de paturi care îl avem astăzi în Republica Moldova, da, este mare. Totodată este o altă problemă, este concentrarea instituțiilor medicale în municipiul Chișinău. Deci, în nemijlocit vorbim că circa 42% din numărul total de instituții medicale sunt concentrate în municipiul Chișinău. Altă problemă, iarăși legată de același aspect, este necorespunderea profilurilor paturilor și iarăși acute, cronice, la necesitățile populației. Ceea ce își dorește Ministerul Sănătății să aducă rețeaua de spitale nemijlocit la necesitățile populației. Și nu vorbim prin prisma multe sau puține, dar corespunzător necesităților populației, să prestăm serviciile de care are nevoie populația, acolo unde are nevoie de populație și în timpul, de fapt, care are nevoie populația. Fiindcă în cazul în care vorbim despre accesele cerebrovasculare și infarctul miocardic, care, de fapt, constituie primul loc în morbiditatea deci în Republica Moldova, după cum domn profesor a menționat, deci este foarte important să respectăm ora de aur. Ceea ce putem să facem în situația când vorbim despre Spital Central Bălți, care va presta aceste servicii, și în Chișinău. Domnule Cujocare, astăzi, în cadrul acestui studio, am vorbit cel puțin și despre durata spitalizării. Constituie acest aspect o problemă pentru sistemul nostru de sănătate? Deci eu puțin mă întorc la întrebări și vă rog. Deci, referitor la ce doamna Scutelnic a spus că, în genere, toți din sală, numai eu sunt primi și sunt împotrivă. E un punct de vedere care are drept. Pentru funcționarea acelui tomograf este necesar ca să fie, ca exemplu a fost dat cifra 30, nu știu care e cifra reală, nu vreau să mă dau. Vreau să spun că este o cifră reală la moment care practic în fiecare raion. Da, apare necesitatea de întreținerea utilajului. Însă timpurile se schimbă, este un utilaj mult mai precis. Dar această cifră se poate de ajuns. La moment, orice pacient vine de la Briceni să facă o tomografie computerizată la Chișinău. Cine-i suportă cheltuielile lui de drum? Nimeni. Dacă el nu se încadrează în timpul în care este necesar de a fi tomografie aceea făcută, el o face contra cost. Cine-i restituie banii ăștia? Nimeni nu-i restituie. Despre ce noi vorbim acum că trebuie? Este necesitate. Dorință de a fi de a face. Referitor la problema... Dar suntem de acord cu ceea ce spune domnul Cepăn. Chiar suntem de acord. Referitor la suntem de acord că aceste tomografii trebuie să fie undeva în regiune, acolo, alături de populație. Da, referitor la cataract și protezare de șold. Vreau să vă spun, nu știu, dacă știți, domn director, dumneavoastră precis, că știți noi că odată am avut un discurs cu dumneavoastră referitor la protezare de șold și mulțumesc dumneavoastră s-a rezolvat o întrebare, dar la moment este 3 ani de zile de așteptare pentru un pacient care nu, dacă nu are posibilitatea de a veni în centru specializat, absolut, Chișinău, Tiramet, care îl face contractat parțial cu CNAM, el șede acasă și, din păcate, nu mai ajunge până la protezarea aceea. Respectiv, deci, noi putem deduce că noi putem pune specialiști în instituția care deja este în centru raional, dar nu trebuie decât dotată cu tehnică și adus un specialist. Corect. Referitor la specialiști.
Da, după cum știm, la momentul specialiștii pleacă din țară. Și nu pleacă că exodul este de bună voie, să spunem așa, din cauza că nu este la moment condiții de salarizare și de activitatea unui specialist care activează și învață în municipiul Chișinău, în Chișinău, să spunem, care a văzut un utilaj bun, însă vrea să se întoarcă la el în raion, când se duce acolo îi prăpădu. Ulterior, dacă el vine cu o solicitare către directorul de la instituție de acolo, acela că n-am bani, nu, niște răspunsuri, să spunem așa, clasice la moment. Respectiv, el dacă vede că nu este o colaborare, pleacă peste hotare. 1. 2. După cum știm, la noi e conceptul de achitare a poliției de asigurare este așa solidar. Cel tânăr, doi tineri achită pentru un pensionar. La noi toți tineri pleacă peste hotare. Cine să achite? Iarăși bani nu sunt. Spuneți-ne, vă rog, dacă după toată reforma care se face la moment, rămâne numărul același de spitale, însă este necesitate de a construi câteva noi, care este necesitate de a cheltui niște bani, dacă se poate de renovat niște secții, niște săli. Și vă dau aici un exemplu simplu. În niște deplasări, nu menționez, da, nu fac publicitate cuiva, am fost în Europa, unde sunt instituții medicale de ani, de zile vechi, care, da, din afară tot nu arată cel mai bine, desigur, nu chiar ca la noi, însă în interior, în instituții, utilajul este nou, restul tot este tot același. Este managementul de organizare, atât, mai mult nimic nu-i făcut acolo, ceva specific. Și acum, la feritor, da, la ziua par. Da, este o tendință la moment în medicina mondială de a fugi după aceiași bani, că venitul instituției constă în intervenție chirurgicală. Restul, ziua pat pe care el stă, nu este atât de profitabil. De ce e ca să, până în final, tot la bani se recurge? Și când doamna Scutenic spune că instituția medicală este non-profit, dacă ea este non-profit, nu știu de ce, se calculează bugetul ei în dependență de numărul de pacienți. Aici este așa o mică dilemă. Dar până în final, la moment fugim după bani. Fugim după bani, noi nu vom avea calitate. Una la mână. Doi, dacă vrem să fugim după bani, trimiteți specialiștii la specializare peste hotare. Actualmente, eu vă spun ca medic, eu am trecut practic toate etapele. Am început de la asistent medical, lucrând în reanimare, pe salvare și acum lucrez în secție. Actualmente, eu ca să mă duc undeva la perfecționare, eu scriu cereri, să plec din cont propriu. Și doamna Scutenic știe de fapt odată. Pe când, în orice stat, dacă pleacă un specialist la o perfecționare oricare, instituția îi acordă o sumă și de orele. Actualmente eu trebuie să scriu cereri și încă eu pot să fiu refuzat necătând la faptul că eu mi-achit toate cheltuielile de amele sau a unui specialist. Deci, până noi nu facem regulă în specialiști, eu gândesc că noi mai avem tare mult de gândit până la reformă de a construi o instituție nouă. Trebuie simplu, specialiști, profesioniști, ulterior, utilaj și vom avea și rezultate. Domnule Cujocaru, o întrebare cel puțin din curiozitate. Care este vârsta medie a angajaților în spitalul pe care îl conduceți și când ați avut ultimul tânăr specialist? E o întrebare foarte bună. Eu, de fapt, tot timpul când mă întâlnesc colegii dumneavoastră, o spun și față de... Da. Să zicem, fondatorii noștri, care cred că toată să urmez o întrebare pe tema asta. Da. Deci, vârsta medie a medicilor la noi este 53 de ani. Să vă spun că avem un medic care are o depășit vârstă de 80 de ani. Puteți să mă credeți, puteți să nu, dar asta e realitatea. Nu. Ce nu vreau da, să vă spun. Și fiindcă sunt chestii personale. Și aici se referă, eu chiar dacă îmi permiteți, și aici a spus domnul consilier, sunt lucruri foarte corecte și totodată eu, ca șef de spital, la noi așa ceva nu se practică. La noi am vedere că medicii, asistentele care pleacă la perfecționare, noi le achităm și le păstrăm salariul, le achităm diurna, le achităm cazarea, adică tot. Eu nu știu dacă... Să spuneți acum că un medic care pleacă la o specializare pe care a găsit-o el și o consideră că este necesară sau dacă pleacă la un congres internațional în care este școala europeană, din care poate lua ceva nou, dumneavoastră achitați lui congresul și de urnele? Nu, aici noi... Domnul director, vreau să spui că 2% din bugetul instituției constituie bani care sunt orientați pentru perfecționarea resurselor umane. Doamna Scutenic, eu aș vă corectez. Eu știu despre ce dumneavoastră vreau să spuneți.
spuneți că numai acele deplasări care sunt în interiorul țării și făcute în instituțiile de stat, numai și contractate cu instituția dumnealor, numai pe cele sunt achitate. 2%. Dar decide conducătorul pentru care... Nu depinde cum decide conducătorul. E că conducătorul este în față. Doi conducători avem în față. De asta eu vreau să vă spun. Cât medicii la dumneavoastră au plecat la profesional? Haideți să luăm interpretizare să dejocăm această problemă. Deci, iată, noi acum am spus că noi acum avem endoprotezare doar numai în Chișinău. Nicăieri nu se mai face. Noi am vrea ca această endoprotezare, adică schimbarea șoldului și a genunchiului, să se facă în toate 11 spitale regionale. Și iată, pentru acest lucru, deja noi am contractat niște instituții medicale de peste hotare unde să se ducă să se facă instruirea acestor pacienți. Eu cred că deja este ceea ce înseamnă că, în principiu, ceea ce a spus domnul Cojocaru este corect. Deci, e o realitate. E o realitate. Noi avem nevoie de această perfecționare și se fac pași concreți. Atunci când știi pentru ce se va face acest lucru, fiindcă nu îl poți pregăti pe om dacă nu ai un loc de lucru pentru el, să-i acorzi niște facilități. Și încă una, cu numărul de intervenții de endoprotezare. Eu sunt subscriu la orice cuvânt pe care l-a spus domnul Cojocaru. Într-adevăr, noi trebuie să mărim de 2-3 ori numărul de operații care se fac în acest domeniu, fiindcă rândurile sunt, într-adevăr, extraordinar de mari. Și oamenii, cu părere de rău, suferă, calitatea vieții lor este foarte joasă, dar după o endoprotezare calitativă, omul poate să iasă la lucru. Nu este invalid, dar el poate să se ducă la lucru. Doamna Scutelnic, vă rog. De fapt, îmi pare rău, reforma spitalelor, de fapt, prevede ce în mijloc, ce domnul consilier și-a menționat. Deci, dacă vorbim despre desconcentrarea serviciilor simple și concentrarea serviciilor complicate. Deci, dacă vorbim despre endoprotezări, Ministerul Sănătății în această reformă și-a propus, cum a menționat domnul Ciucanu, de fapt, concentrarea acestor endoprotezări nemijlocit în spitale regionale prin desconcentrarea lor din Chișinău. Și o situație similară este și la examinările, deci dotarea instituțiilor cu tomografii computerizate. Deci ele nu pot să fie amplasate în structura de astăzi în toate spitalele raionale, fiindcă eu iarăși repet, nu o să fie pacienți suficienți. Dar o să fie pacienți suficienți în cazul în care noi dotăm spitalele regionale cu aceste tomografie. Deci, în esență, noi avem cu dumneavoastră aceeași poziție. Cum conceptul reformei și aici și vociferați dumneavoastră. Doar poate ar fi bine să intervin. Deci, în esență, noi avem două lucruri în principiu diferite. Dumneavoastră propuneți ca din 35 de spitale raionale să fie dotate numai 11. Asta automat ne creeze ulterior oricare rând. Pe când noi avem pregătiți medici rezidenți pentru toate 35 de raioane. De ce noi, pe câțiva rezidenți, medici, tineri, specialiști, trebuie să-i defavorizăm și să-i trimitem într-un raion unde el n-a poate să facă o intervenție la care el pledează? Una la mână. Doi. Dacă împărțim chiar și 35 la 2, să ne iasă 17 de spitale pe care, în principiu, noi putem... Nu este corect. Fiindcă numărul pacienților nu se reduce. Deci noi vorbim despre încărcătură. Se reduce numărul de instituții, dar numărul de pacienți. Dar nu numărul de pacienți, foarte corect. Deci resursele umane sunt nevoie și urmează să fie concentrate în aceste servicii, în aceste instituții care vor presta aceste servicii. Platourile chirurgicale și platourile de naștere, noi ne dorim ca ele să existe în spitalele regionale. Nu este exclus că în unele spitale locale se vor menține o parte din platouri chirurgicale. Fiindcă dacă sunt peste 1500 de intervenții chirurgicale, în principiu se pot... Dar acolo nu poți procura tehnologie modernă. Acolo nu poți cumpăra seturi de laparoscopie, care costă iarăși 3-4 milioane un set modern de laparoscopie. Nu poți avea o diagnostică corectă. De exemplu, chiar acești tomografie. Nu cred eu că la Vulcănești, pentru 28.000 de locuitori,
să avem 20 de tomografii pe zi. Domnul director, duceți-vă la Vulcăniești, vorbiți cu oameni, cu populația și să vedem atunci. Dar nu avem, vă rog, vedere. Există indicații medicale, domnul Cojocaru. Nu, domnul Cojocaru, haideți să vedem ce se întâmplă. Eu zic să cumpărăm întâi aceste 11. Haideți să-l ascultăm și să le instalăm în spitalele acestea. Haideți pe final să-l ascultăm pe domnul Cojocaru, să vedem, reieșind din problema cadrelor pe care o constatasem un pic mai devreme. M-ar interesa dacă dumneavoastră, în calitate de reprezentant a acestei instituții, aveți o colaborare fructuoasă cu ceea ce se numește Universitatea de Medicină. Ați avut tot felul de cereri, de mersuri. Tineri specialiști au ajuns, nu au ajuns, pentru că până la urmă domnul Dinar făcea referire la un cerc vicios. Iată, poate ar încercam să identificăm o serie de probleme. E o întrebare foarte, foarte bună și chiar aș spune că și binevenită, fiindcă da. Noi avem o conlucrare cu Universitatea de Medicină. Ultimul timp, stagiul practic care îl fac rezidență este destul de mare față de anii precedenți. Și avem speranță că o parte din trânsă să încadreze în activitatea spitalelor noastre. Cu atât mai mult că numărul de studenți la Universitatea de Medicină din teritoriul nostru este destul de mare. Dar cred că o mai mare importanță are nu numai tinerii specialiști, dar și menținerea specialiștilor undeva până la 40-45 de ani. Noi trebuie să găsim surse financiare ca să menținem medici, desigur să îi încărcăm și cu activitate, nu așa numai pe hârtie, cum spunem, mă scuzați că așa spun, dar medicul trebuie să lucreze, să aibă un volum mare de lucru și să fie achitat la un salariu apropiat, nu eu zic acum, de salariul de România. Fiindcă noi acum, în condițiile noi avem șansă ca medici să plece acolo. În 15 secunde, salariul mediu în instituția noastră. Salariul mediu este foarte transparent, el se vede reieșind din nou regulament. Un medic primește 4500 de lei plus indicatorii de calitate care sunt 15% plus stajul de muncă și care încă este suportul raioane mai mari, fiindcă la noi tare mulți medici fac gărți. Adică lucru care eu nu vreau să-l pun deci, la grămadă. Deci, primești vreo 7.000 de lei, 1.000 de domnilor, invitați, cu părere de rău, timpul ne presează. Eu vă mai aștept și cu alte ocazii, pentru că multe aspecte au rămas pe din afară și, într-adevăr, necesită a fi abordate. Stimați telespectatori, eu vă zic o seară bună alături de Accent TV. Pe curând!